Здраво, драги мои стопари! Nós pe octombrie, temperatura de plus 25 de grade, ca vara. Albina a ieșit acum de cinere, mult de afară, se lupturiește și acum vreau să-i caut prăștia ai mici. Arcelanți toți îți căutați și îți cum trebuie. E, acum hai să vedem aici ce avem la stupii ăștia mici. Am mai spus și am mai iernat în lățile astea. El e cu 7 rame și acum trebuie să-i strâng, tot îi strâng spre 5 rame. Ia că mă vei aici, acum am pus matcă cineră, ramele astea le scot. Și un pic trebuie păzit, mări, când se scutură ramele ale goale, ale și au fost împuiet și au ieșit, care n-au atâta miere și matca să nu pișe. Trebuie păzit, da, acum, na. Eu în tot anul am obășit, dar am pierdut câte una, două și așa. Și acum să zicem, au ăștia miere destulă, dacă nu-mi convine, atunci ce duci mere și aduci. Iată, eram plin și cu miere, numai trebuie, na, trebuie strâns, știi? Ăștia sunt tot mici. Mă să văd, mă iau. Mărie, știi ce îmi dai jos? Am un plec așa, să văd de scuturat. Uite ce, cât îți de mici, vezi, am spus, îți mătchi cinere, mări, și uite ce. Vezi, au puie. Da. Și tot ce mătchile așa ale cinere au puie. El, după cum se vede, mări, e perfect. Vezi, miere are destulă, nici capul nu mă doare. 2, 3. Asta. Și ce? Asta îl scot cu toate care un pic polen, ma nu-i bai. Ce, e mai gol? E musai să scot două, știi? Aha. Și acum, care le aleg? Totdeauna cau să le las ale mei cu multă miere, știi? Ma, de ce le scoți? Ca să strâng cuibul. Aha, aha. Să nu fie, să fie cât mai grămadă albirea. Și aici puțin polen, nu-i mult și nici nu i-a stupat, așa că nu-i problemă. Poate că trebuie pus la altul sau... Vigem. Ia, dar și acum îl pun ăsta plin. Așa.
Totdeauna strâng cuibul de o parte și de alta, să fie una lângă alta. Îmi dai o diafragmă. Poate că vezi dișei prins cu lepivatrac. Din cauza când am pus mătchile ale cinere, trebuie să fie cât mai hermetic, că să nu simtă mirosul de la unul, de la altul, uite, prin drodul ăsta, că atunci nu o primești, mata, nu ți-o primești la cinere. Dar așa, când le blindezi bine și le dai cu tracă, ești floare la ureche. Știi? Aici cam critic, așa nu-i fălește acum când îți mătrili, numai când trebuie să dai una în alta sau să le dai ale cineri sau asta, atunci e bine să fie închis din cauza mirosului. Tu pare ai bătrân, știu din ce cauza, nu? De-aia e așa. Ăla-l scoți. Să fie... Să vedem asta, ia că s-ar un cuchi dacă treia. Oprit sau măiare. Vezi astea ramele și-ți pus așa? Tot îmi spun că e mat ca cineră. Asta e de acum și tot ce am avut. Știi, asta e o țară mai slăbuț. Asta nu mai are. Ia că aici au polen. Și puțină miere. Și acum și e treaba făcută. Cuibul acum are să se strângă către asta. Și aici e musai să-l pune asta al cumiere. El e mai deschis la culoare, numai nu-i fălește nimic. Vezi, ăsta e stup mai slăbuț ca așa la land, dar nu-i nici o problemă. Ăsta e rnaț aici a sus, fără nici o frică, mare. Bun, totdeauna e bine ca să ai mătchi de rezervă primăvară. Aici am, nu știu, vreo 6. Cred că una am pus-o, sau 7, că sunt 8 ele, și una am luat-o acum, poate de partea asta, nici nu mai știu. Bun, Mary, îmi dai diafragma. E, uite acum, vezi, Mary, cum am făcut tratamentul. Vezi când am dat aici cu mâna aia, așa? Uite ce varouă. Ma, dai mai aproape. Se vede la mine prea mâna. Acum eu, ce? Eu mi-s cu ochelari mai slabi, nu bașu fătuși. Vezi, dar sigur e. Sigur e, trebuie să fie mai. Bun.
Evident, n-am mai avut vreme mare să iau asta. Asta e mai, mai tare decât ăla. Văd aici. Dacă tot matca pusă, dar acum tot ce-ți da lecinele din 2017. Iaca si asta oprit. Sa vad care sa-l scot. Iaca unul de astia da inchis. Da culoare. Asta eram bun de topit, m-au urmat și rămas. La alt an, la după pădure. E și acum ăsta lipesc amândoi unul lângă altul. Tot câte doi lipesc, atunci ca și unul îi fac. Și? Dai o diafragma. Și el e făcut mări, uite, din scândură de lamperii care îi dă un centimetru în mașină. Mai aici nu-i bai, că e pricoliță, știi? Și cam așa eu iernăț mătrile ale pentru de rezervă. Și cu asta mării să închei filmul și sănătate. Dragii mei, stupare, acum închei filmul și sănătate.